Cele 300 de locuri de muncă oferite de angajatorii din Portugalia se adresează persoanelor trecute de 18 ani cu disponibilitate pentru muncă fizică grea, în orice condiții de climă. Portughezii oferă contract de muncă pe o perioadă de 3, respectiv 6 luni. Aceștia oferă un salariu brut ce pornește de la 610 euro pe lună și poate ajunge la maximum 710. Ceva mai mult vor câștiga șefii de echipă. Aceștia pot încasa lunar un salariu ce poate depăși 1200 de euro. Cazarea este oferită de angajator contra unei sume ce pornește de la 1 euro pe zi. Locurile de muncă sunt în domeniul agricol, cules de smeură. Transportul din și către România este suportat de către angajat, nu de către angajator, iar banii vor fi recuperați din primele salarii. Durata contractului este de aproximativ 3 luni pentru culegătorii de smeură și aproximativ 3-6 luni pentru șefii de echipă. Data estimată de angajare, sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie. Angajatorul asigură cazare contra costului euro pe zi. De asemenea, oferă plata în avans a drumului până în Portugalia, urmând să deducă din primele salarii costul transportului și, de asemenea, angajatorul asigură călătoria înapoi acasă dacă angajatul rămâne până la sfârșitul contractului. Salariul pentru culegătorii de zmeură este cuprins între 618 și 718 euro brut pe lună și pentru șefii de echipă între 691 și 1227 euro brut pe lună. Persoanele care doresc să aplice pentru unul dintre locurile de muncă oferite de către portughezi trebuie să se adreseze biroului EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă OLT până cel târziu pe 20 ianuarie. Acolo, consilierul îi ajută să întocmească un CV model Europass. Tot acolo pot primi informații despre oferta de muncă din țările spațiului comunitar, dar și condițiile impuse de angajatorii străini. Ultima selecție, cea pentru Spania, a oferit un loc de muncă pentru 55 de olteni, dintre care 14 bărbați.